Azi vorbim despre videoclipul și melodia pe care am făcut-o cu Madeline. Dacă vreți să vedeți prin ce am trecut, dă-i cu intro! De mult plănuiam să fac o melodie cu Madeline. El știe să cânte la chitară, avea melodia compusă și mai are câteva compuse, dar niciodată nu a reușit să o transpună în ceva digital. Așa că după o gălăgie de tentative am rupt mâța în două și am zis, bă, hai să ne apucăm! Eu nu am făcut niciodată producție audio pe muzică. Tot ce fac eu, edit audio, sunt pe clipurile mele, mă rog, pe sunetul de pe clipurile mele. Și scot un pic din noise, mai fac o compresie, un EQ, apoi o normalizare și cam aia e. Și aici a fost provocarea. Mergem la artist acasă ca să filmăm, filmăm tot videoclipul ăsta, o să fie interesant, sper eu. Acum, în drum, artistul are nevoie de mâncare, pentru că na, arta trebuie hrănită cumva. Și am făcut o oprire până la Mac, unde am făcut o comandă de 80 de lei aproape, să hrănim tot artistul și apoi vedem, trebuie să ajungem. E o minune că ninge, nu putem numi asta ninsoare neapărat, dar ninge, sau cel puțin se chinuie. Și tind să cred că e o minune că eu reușim să filmăm asta, pentru că noi ne-am propus de foarte mult timp să filmăm un videoclip pentru melodia lui. Acum să vedem dacă într-adevăr artistul, după ce se hrănește, o să-și coopereze cu noi sau nu o să-și ia un somnic masiv. Hai, tanti, că faci inundație! Ok, perfect. Atât, nu? Mulțumesc! Da, Doamne ajută să ajung întregi. Că mă omoară artistul, dacă nu. Deci, dacă nu reușim să filmăm asta azi, toată aparatura pe care am adus, o sunt două rucsace și o geantă. Și pe lângă asta, trepied, dolly slider și toate astea, ți le dau de cap. Deci, efectiv, ți le dau de cap. Mă ajut, no. Așa că, Doamne ajută, oricum când ai să vezi tu clipul ăsta, o să-ți dai seama dacă am filmat sau nu. Inițial, bineînțeles, fiind pe parte de video, eu aveam ceva cadre în minte, aveam niște așezări, aveam niște poziționare a luminilor, etc. Dar unele cadre, efectiv, pe care le-am filmat, nu au funcționat. Nu se potriveau cu restul contextului, nu se potriveau cu restul cadrelor. Așa că am decis să renunț la ele și o să vă dați seama la care am renunțat. Ieși cu cap afară. Ieși afară. Trebuie să filmăm cadrul ăsta rapid. Am zis bine, și n-am apucat efectiv să filmăm, dar am venit rapid la el, am mâncat, bineînțeles trebuie să mâncăm. Și ideea e că facem cadrul ăsta acum cât încă este lumina afară și încă ninge, pentru că după aceea putem filma, am control asupra luminii, băi să-mi scap aparatul. Am control asupra luminii în interior, dar aici afară nu am, și așa că mă grăbesc acum să trag cadrul ăsta. Găsești mai mult? Pune-ți coate, nu te arunca, așa. Am nevoie de o pereche de căști cu jack. Scoate căștile din birou, te rog. No, nu te rupe! Uitați o carte de memorie pentru recordă. Serios? Și ăla cu memoria are. Ei, nu are. Și ce face? Da, ce e, muș. N-am eu card. Pentru înregistrarea sunetului am folosit microfonul meu preferat, un Shure SM58. Este un microfon foarte bun pentru că este unidirecțional, mă rog, cardioid, și nu preluat din ecoul camerei. S-a de bine? S-a de bine, dar... Și la câteva înregistrări am folosit și o pătură în jurul lui, țineam pătura ca să izolăm și mai mult, să anulăm și mai mult din ecoul pe care l-avea camera. O cască, o cască. Nu, nu.
Bun. Hai să facem un test, să vedem dacă faci pic. Da, hai ca să dau o cască jos. Adică nu, vreau să au carune. Da, aici chiar nu era nevoie de pătură, adică se vede că e complet useless, dar a fost super amuzant să-l vă purtând aia. Zic ceva? Cântă, cântă! Și noaptea se lasă ușor, nu vă pe una călcat. Trecut atâta timp de când am plecat. Terță, mă, casă, să te strâng că nu, să te strâng că nu, ea să strângă că nu-i place, nici măcar nu știi ce e acolo. E terță, femeie. Adică tu vrei să-ți faci și vocea ta și vocea a doua, da. Și ești vocea tu da, singur. Da, da. Lasă faci acum, de asta când te există. Cred că ar trebui instrumentul dat puțin mai aici. Ai, eu? Da. Da. Ce-a făcut? Adică? Apoi au fost duble, peste duble, peste duble. Am înregistrat prima dată chitară, deci doar sunetul din chitară. Apoi am înregistrat vocea întâi și vocea a doua individual. Chitara am înregistrat-o wet. Mi-a lăsat cineva un comentariu și vreau să explic sau ceea ce am înțeles eu, pentru că nu dețin adevărul absolut, nu înțeleg complet cum funcționează și care sunt terminologiile exacte, dar să vă zic ce am înțeles eu și cum am procedat eu în funcție de cunoștințele pe care le am. Chitara wet este chitara pe care o înregistrez fără preamplificator sau amplificator. Adică în momentul în care pui microfon în dreptul corzilor de la chitară și fiecare zâm are câte un reverb. Adică este chitara, este sunetul natural al chitării, sunetul pe care l-auzim și noi. Există două tipuri de înregistrare a chitării, dry și wet. Noi am înregistrat wet. Chitara dry, de obicei, din chitară, n-ar trebui, o chitară acustică nu poate înregistra dry. Pentru că teoretic ar trebui să fie, nu știu, semi-acustică sau electrică. Din acea chitară trebuie să plece un cablu care să intre într-un preamplificator și din acel preamplificator să intre într-un recorder sau un laptop sau în ceea ce folosești ca să înregistrezi. În momentul în care tu lovești chitara, chitara nu scoate un sunet, pentru că chitara electrică știm că n-are cutie de rezonanță. Dar vibratul corzilor pleacă ca și unde electrice, prin cablu, intră în preamplificator, care nu cred că este neapărat necesar, posibil să fie opțional, încă nu am făcut asta până acum, nu am testat, dar acele unde pe care le dau corzile se transformă în wave-uri, în sunet care este fără reverb, fără acel sunet de chitară pe care l-auzim cu toții cu urechea liberă, dacă se poate spune așa, ochi liber, ureche liberă. Am încercat. Și pentru că am înregistrat chitara wet, vocea întâi și vocea a doua, fiind amândouă wet, dar totuși microfonul fiind foarte bun, captând vocea fără ecou, fără acel reverb pe care l-avea și chitara, eu nu am putut să cresc volumul vocii sau vocilor să treacă peste sunetul de la chitară, să fie mult mai amplificat față de sunetul de chitară, pentru că ar fi sunat super nenatural. O să vă las acum o secvență, o bucată, când începe melodia, în care să auziți exact cum se aude dacă aș fi pus sunetul vocii mult peste. Și încă te caut, dar nu răzbat unde merg. În cerul cu norii cad în prag, oare te iert? Complet de natural, vocea ar trebui să fie acoperită de chitară puțin ca să dea senzația de cameră, pentru că a fost teoretic înregistrată într-o cameră și chitara nefiind electroacustică sau electrică, electroacustică sau electrică, atât timp cât nu urli, efectiv, când nu urli în momentul în care tu cânti la chitară, nu ai cum, vocea ta nu prea are cum să acopere în realitate sunetul dat de chitară. Cere,
Așa că am procedat în felul în care am procedat și pe care l-am pus și pe internet pentru voi. După câteva ore de înregistrat și mixat, pentru că am făcut asta de față cu el, pentru că trebuia să-și dea el părerea teoretic, nu? Adică melodia lui trebuia să fie de acord cu rezultatul final pe care eu îl credeam final, am trecut la filmat. De ce credeam eu că e cel final? Pentru că după, cred că l-am editat de vreo 10 ori ca să ajung la un produs chiar final. Ideea este că veți vedea, dacă probabil faceți asta sau ați făcut asta, aveți nevoie de niște difuzoare profesionale, niște difuzoare sau căști de studio, pe care eu nu le-am, pentru că eu nu am fost pregătit pentru astfel de edituri. Ideea este că sunetul se aude foarte diferit pe diferite difuzoare, pe diferite device-uri. Ascultam la sistemul meu de acasă, se auzea bine. Ascultam în căști, se auzea ok. Cum puneam pe telefon, basul dispărea și se auzeau în altele, distorsiona puțin, apoi falsa. Și a trebuit să editez foarte mult apoi pe compresie, pe EQ, pe normalizare, să ajung la un master final care se audă destul de ok pe toate device-urile. Alin, nu mă așteptam să iasă așa de bine în piesa. Uite la mine. Stăm toată ziua la aia. Deci, într-o zi, la cât suntem aici? De la 4? Două, nu? Două, hai, cu tot cu mâncare. Pe la 3 jumătate ne-am apucat de înregistrat, e ora 6, deci în vreo 3 ore și ceva, noi am înregistrat o melodie. Deci am făcut, am tras chitară separat și două voci separate și acum urmează verdict. Doamne ajută! Mă, o să vrească stâns să mine. Așa. Așa. Eu pe scaun, da? Da. Stai, nu. Nu. Acum, cum ai făcut data trecută și te-ai așezat, așa vreau să faci și acum. Gen încă o dată. Vin de la ușă încolo sau doar mă așez? Vin de la ușă, iei chitara și tot. Hai! Blană? Te-ai pregătit să o cânti? Să o cânti. Ah, să mă vin că mă pregătesc să o iau. Da, exact. Hai. Da. Mor un pic pe dinăuntru. Că nu merge cum vreau eu.
să încheie, deci pot să zic. Cadre diferite până acum, 4 one take-uri, pentru că am filmat toată melodia de la început până la sfârșit. Dintr-o dată, 4 scene, unghiuri diferite. Acum urmează câteva inserții. Am făcut ăla de afară, de la balcon. O să mai fie și un cadru, o să mai fie și un cadru cu drona. Acum vrem să facem pentru partea din țipat din melodie și am o idee destul de interesantă. Sper să iasă așa cum vreau eu, în care o să am nevoie de o lumină și o să iasă un contrajur. O să facem o siluetă. Dar hai să vedem mai întâi dacă mi iese ideea și după aceea o să vedeți și rezultatul. Și dacă vreți detalii, o să vorbim într-un alt video. Contrajur, what the fuck is this contrajur? Filmează acum ca să explici. Ce înseamnă contrajur? Când lumina îți bate din spate și camera, ca să-și facă expunerea cum trebuie, lumina o să vede foarte neilumină, foarte încet, de o intensitate foarte mică. Și asta înseamnă că tu nu te vezi deloc, o să vadă doar o siluetă. Ah, silueta mea. Da, și lumina din spate îți formează silueta, știi? Și cam ăștia au fost toți pașii în mare. Nu am intrat în detalii, pentru că probabil în momentul în care o să acumulez cunoștințe mai avansate, o să revin și cu detalii și cu tutoriale pentru voi. Dar așa sunt pașii în mare pe care eu i-am parcurs, pe care eu i-am făcut ca să fac tot clipul și toată melodia asta. Sunt convins, absolut convins că ceea ce am făcut nu e ok, adică se poate mult, mult mai bine, dar cunoștințele mele și toată tehnologia și aparatura pe care am avut, pentru că nici nu am înregistrat într-un studio. Dacă înregistram într-un studio, poate complet fără eco, cu amplificator, cu chitară electroacustică, probabil ieșea mai ok, dar momentan pentru ce am vrut noi, pentru primul meu produs de genul ăsta, a fost foarte ok, adică mie mi-a plăcut super mult cum a ieșit. Lăsați-mi părerea voastră în comentarii, sunt curios dacă și vouă v-a plăcut. Nu uitați, dacă n-ați văzut clipul, dacă până în momentul de față nu v-ați întors la clipurile trecute să vedeți despre ce vorbesc, aveți clipul aici în card, vă mulțumesc tare mult. Eu sunt Alin Zvâncă și sunt absolut nerăbdător să mai încerc fel și fel de proiecte, să fac fel și fel de chestii și apoi să revin cu informații pentru voi, să revin cu chestii, cu tutoriale, cu sfaturi pentru voi, pentru că poate mulți dintre voi nu aveți ocazia, dar v-ar plăcea să știți toate treburile astea. Eu vreau să le experimentez, vreau să le încerc așa că la cât mai multe proiecte, atât pentru mine cât și pentru voi, pentru că mi-ar plăcea să primesc sfaturi din partea voastră pe care eu să le aplic. De ce nu? Nu uitați, dați un like, un share, un subscribe, ajută extraordinar de mult dacă vă place genul ăsta de content. Eu sunt Alin Zvâncă și ne vedem, mă înclin în fața voastră și ne vedem în clipul